În această dimineață, poliția rutieră a dat peste 30 de amenzi și a suspendat 3 permise de conducere. De asemenea, un bărbat din comuna Malovăț a fost prins la volan sub influența băuturilor alcoolice. În această dimineață, polițiștii din cadrul biroului rutier și serviciului rutier au desfășurat o acțiune pentru prevenirea și combaterea principalelor cauze generatoare de accidente rutiere. În această dimineață, polițiștii din cadrul biroului rutier și serviciului rutier au desfășurat o acțiune pentru prevenirea și combaterea principalelor cauze generatoare de accidente rutiere. S-a acționat pe principalele căi rutiere de intrare-ieșire din localități, zone pretabile de manifestare a comportamentului agresiv în trafic și punctele cu risc rutier. În urma activităților desfășurate, polițiștii din cadrul biroului rutier au depistat în trafic pe calea Târgu Jiului un bărbat de 49 de ani din comuna Malovăț, în timp ce conducea un autoturism având o concentrație de 0,20 mg pe alcool pur în aerul expirat. De asemenea, au fost aplicate 31 de sancțiuni contravenționale și au fost reținute în vederea anulării sau suspendării 3 permise de conducere. Totodată, a fost constatată o infracțiune la regimul rutier pentru contracararea aspectelor negative în trafic și prevenirea accidentelor de circulație. Poliția rutieră va continua acțiunile și controlele pe sectoarele de drum din municipiu și județ.